Îmi place foarte mult la tabăra asta. Foarte diferit de la alte tabere care au fost. Îmi place să am prieteni de la Italia, Portugalia, Franța, de peste tot. Discutând cu tineri din alte țări, am văzut că țara noastră are multe de învățat de la Europa și consider că dacă vom intra în Uniunea Europeană, vom avea de câștigat foarte mult, atât la nivel de societate, economie, dar mai ales pentru noi tinerii, educație. Eu vin din Germania, dar chiar aș vrea să mă întorc, să mă reîntorc înapoi în Republica Moldova. Aș vrea ca condițiile care le avem în Uniunea Europeană să le găsim și aici, să ne simțim în siguranță și să aducem Europa acasă. Pentru mine, diferența prin Irlanda și Moldova este că parcă Irlanda, eu sunt acasă când eu sunt cu familia mea, dar în Moldova eu sunt acasă când eu vorbesc cu alți oameni, cu în română, că eu sunt obișnuit cu vorbind în română cu părinții mei. Eu vreau să văd ca Moldova să intre în Uniunea Europeană. Deja se vede cum Uniunea Europeană construiește drumuri pentru noi. Mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc, v-am admirat și pentru mine asta este o dovadă în plus că voi sunteți foarte aproape de Republica Moldova și de tradițiile ei. Am aflat cu mare plăcere că voi iubiți Republica Moldova și vreau să vă mulțumesc vouă, vreau să le mulțumesc părinților și vreau să vă îndemn să fim împreună pentru binele Republicii Moldova și pentru binele cetățenilor ei, indiferent unde aceștia sunt.